Salutare, frate, și bine v-am găsit la un nou episod din Need for Speed Most Wanted, al doilea episod. Suntem exact de unde am rămas episodul trecut, înainte să dau skip. Am refăcut cursa ca să mai vedem o dată ca ținu, să vedeți și voi cum s-a terminat. Ajungem acum la închisoare și hai să vedem ce ne așteaptă, deoarece nici eu n-am mai văzut și de asta am făcut în principal tot chestia asta. Cândva mai târziu. Nu pot să dau sunetul mai tare, pentru că s-ar bloca tot. Get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Ok, și ne-a lăsat aici să ne cumpărăm o mașină. Ok, și suntem exact de unde am rămas episodul trecut. Asta e o alegere dificilă. Gen, am o mașină foarte proastă. Lexus IS300. Nu mă refer că e mașina în sine foarte proastă, mă refer că e foarte proastă pentru curse. Avem un Fiat Punto, care, da. Și avem un Chevrolet Cobalt SS. Le-aș lua pe asta doar pentru că are SS în un nume, dar arată groaznic. A, dar probabil pe ăsta o să-l iau cu toate că eu normal aș merge pe Fiat. Ideea e că are o accelerație foarte bună fiind o mașină ușoară. Ăsta are top speed mare, dar fiind o mașină americană, Chevrolet, are handling-ul foarte prost. Deci, cred că cea mai bună dintre toate astea este ori Lexus-ul, ori Fiat-ul. Asta în afară de top speed n-are nimic. Dar și ce top speed-ul e destul de important, iar cum eu sunt un șofer foarte bun, handling-ul îl rezolv eu. Deci hai să luăm asta. Mai departe nu putem cumpăra deoarece mai scumpe un pic mașinile. Mia. Later. Ok. Deci vrea Mia să ne vedem. Ah, să ne vedem la warehouse. Mamă, dar pleacă mașina asta, te-ai întâmpit la cap. De unde schimbam și o camera de pe P, parcă. A, dar nu rămâne așa, se duce la loc, am înțeles. O, pleacă mașina asta, ești nebun la cap. N-ai văzut așa ceva. Hai să nu bubuim benzineria degeaba. Păi ce are mă GPS-ul ăla? S-a stricat, s-a nebunit. Mă, mașina asta va fi mult mai bună după ce o să o tunăm un pic. Momentan e... Oh, mamă, mi-am pierdut toată viteza când am intrat în alea. Cream că ne descurcăm așa un pic. Îmi place că claxonează oamenii prin trafic dacă merg ca aiurea sau chestii de genul. Am uitat să dau sunetul la loc mai tare. Era la maxim? Nu știu. O să-l dau mai puțin de maxim. Ia, să auziți și voi cum face mașina asta. Nu cred că mașina asta stock face așa urât. Oare pot să o ambalez pe loc? Da, merge. Cât de tare. Și cred că l-ai fum. Ideea e că fiind tracțiune față, probabil. Da, sau și mișc de pe loc. Super interesant că puteai face burnout încă de pe vremurile astea. Mă, și că pot face burnout cu tracțiune față. Asta e partea a doua, da, na. Ce să-i faci? Mergi. Taci din gură. Mamă. Ia, alt cutscene. E frumos, mă. Store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist.
Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Later. Next rival. Locul 15. Asta cine e? Sony, mamă, câte amintire. Asta parcă avea un golf. Hai să ia. Dar un golf. Mi-ar prinde bine golful ăla. Nu vă mint. Ok, fraților, câteva misiuni mai târziu am terminat misiunile pe care le aveam de făcut pentru a-i atrage atenția lui Mr. Sony și aveam și ceva bănuți, așa că vreau repede de tot să mergem să ne tunăm mașina, iar apoi să facem această confruntare cu el. Chiar sunt curios să văd cum se mai simte să confrunți un boss, deoarece... a pornit muzica rock, ești nebun la cap. Deoarece în misiuni nu s-a simțit prea greu AI-ul, cel puțin acum la început. Bă, muzica îmi rupe urechile. Options, audio și vreau să mai scad un pic la game music și menu music. Ia. Bă, parcă e mai ok. E clar, un pic mai ok. Hai să intrăm în garaj să vedem ce facem. Aici am două variante, să tunez vizual sau performanțele. Bă, aș prefera să tunez vizual deoarece, să tunez ca performanță deoarece oricum, cum se numește, sunt șanse foarte mari să-i câștigăm mașina celuilalt. Ok, asta vreau să o cumpăr, costă 4800 și noi mai rămânem cu 4200. Deci ne putem lua ceva de 4200. Dacă avem de blocat, nu s-ar fi frumos să o punem pe mașină. 4900, dar e blocat ca o ciuce. Blocate, frâne. Nu-mi trebuie frâne, eu nu pun frână. Never ever. Ok, asta ar fi varianta în caz că nu avem supercharger și... Ok, deci îi cumpărăm frâne. Sau nu cumpărăm nimic, deoarece probabil am aruncat cu banii pe geam dacă am luat frâne. Da, modifică doar handling-ul, care e destul de ok, zic eu, la mașina asta. Adică n-am probleme cu handling-ul. Până acum n-am avut. S-ar putea să am probleme după ce am făcut upgrade-ul ăsta la motor și o să fie mai rapidă, dar nu cred că o să fie totuși ceva incontrolabil. Ia. Băi, nu simt nicio mare diferență, însă... Diesel Boy Chaos. Ok. Vreau să merg așa frumos cu mașina până acolo la challenge. Sper să nu fie prea departe. Ia unde e? Bă, nu-i departe, e fix după închisoare. Hai să trecem și noi frumos pe scurtătură de închisoare, că... Ok, și au. Nu mă așteptam la mașina aia acolo. Și acum urcăm repede dealul și aia e. Mamă, da. Se mișcă bine mașina, dacă îmi dă Dumnezeu un deal, abia se mai mișcă un pic. Abia mai pornește. Hai că s-a enervat un pic acum. Dar s-a enervat la final când am ajuns la cursa lui Sony. Oh, o să are doar două curse. Ok, nu o să fie prea greu, sunt două circuite. Ce poate fi greu? Mi-a pornit iar muzica de rupe timpanele. Da, las că e ok. Ce mașină frumoasă avem. Ia uite-l, mă, pe nebun. Mamă, fines. Ap, am uitat să mai accelerez după ce mi-am luat perfect startul.
A, noi, bai, că-l prindem noi pe băieță și din urmă. Nu vedeți că ea toți stâlpi în bot. Mane, nu așa se conduce. Dacă ei stâlpi, te încetinesc. Moc, și dacă iei virajul pe exterior, te încetinește. Deci hai să... Aoleu. E dimineața, mai iau un pic până mă încălzesc cu controlele la joc. Dar restul ok, avem două ture să-l prindem din urmă și să ne facem un avantaj mare. Deci, ce poate fi așa greu? E că el are o mașină tunată și e mare blacklist, el e performant. Ia, hai că am prins puțin avans, 20 de metri în spatele meu e, 30 aproape. În genul ăsta de curse nu înseamnă foarte mult avansul pe care l-am, însă cu siguranță e mai bine decât să fie el în fața mea. Vedeți-vă, am făcut un accident instant, m-ar fi depășit, m-ar depăși în situația asta. Însă, momentan totul merge foarte bine. Și ne apropiem. Dar mersi frumos. Doamne ferește, e bine că s-a lovit și el de ceva. Erau blocați amândoi pe benzi opuse. Zi, cum să-i depășești pe ea? Hai că-l aud pe ăsta cum toarce în spatele meu. Mă enervează așa un pic. Aș vrea să fac ceva ca să-mi apară oglinda retrovizoare. Știu că e o setare. Stai, fratele meu, în spate. Stai la rând. Bă, uite-l, mă, ce face el, mă. Doamne ferești. Bă, băiete. Bă, băiete, așa te-am învățat mai exact să conduci? Ah, ok, acum s-a pus să rupă copaci, mă. Dar trecută rupea stâlpi, acum copaci. Aia e nebun, băiatul. Hai că am strâns ceva avantaje, încerc să nu mai zgârii pereții. Încerc, nu știu dacă o să reușesc. Dar eu zic că o să câștigăm cursa asta din prima. Și dacă nu o câștigăm din prima, oricum editez videoclipul, că l-am filmat în 3 părți. N-ar mai fi mare chestie să mai tai și din ăsta. Doar mă ascultă la fizica azi, în rest e ok. Hai că l-am rupt, e cu jumătate de oră în spate. Dar hai să nu ne... să nu ne încurajăm prea tare ca apoi să pierde. A, a, au, 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 au. Fuck, 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 au, fuck. Avem timp să recuperăm, da. Acum trebuie să fac el o prostie, trebuie să fac el o prostie. Nu vreau să refac cursa. N-am... Ok, am recâștigat deja avantajul. Aici, dacă o iau pe scurtătură, o ia și el, normal. Deja suntem pe primul loc. E bine, trebuie doar să ne menținem poziția. De-aia că mașina noastră nu e foarte mult tunată. Adică are doar unul sau două upgrade-uri făcute. Ceea ce nu-i tocmai demn de o bătălie cu boss-ul. Ok, am făcut prima cursă destul de la limită, dar am mers. Ok, continuu. Și mai avem încă un circuit care e mult mai scurt. Ăsta a durat 3 minute, jumătate, ăsta o să dureze undeva la 20 un pic. Ok. Ce poate fi greu? Am încercat să dau perfect start și am zis mai bine plec normal, dar țin apăsat ca să plec în timp. Da, iar a luat primul viraj pe exterior, rău de tot, și a putut să mă depășească. Însă... l-am văzut că a luat-o pe scurtătură, dar cred că nu o să-i ofer un avantaj super mare. Aba, dacă... el nici nu mai face primul viraj, vrea direct în față. Spre deosebire de mine, care, na, am pupat și un pic peretele. Ok. Circuitul viitor o să... tura viitoare o să o iau și-o pe scurtătură, deoarece văd că l-a ajutat undeva la o secundă. I-a oferit o secundă în plus.
Nu-i foarte mult, scurtăturile alea chiar știu că nu ajută prea tare. Prea tare. Bă, mi-era că-mi taie fața și că mă rupe. Bă, frate, am luat toți pereții, mă. Unul l-am scăpat. Mi se pare că am recuperat un pic din din distanță. Nu! Eram sigur, mă. Uite, mă, unde mă dă. Aoleu. M-a avut frame drop în jocul ăsta? M-a avut fucking frame drop în jocul ăsta? Mamă, nu știu dacă mai avem vreo șansă. Ba da, că a pus frână. Sau s-a lovit de ceva. Ei, că nici ai unul conduce prea bine. Au. Ok, putem recupera mult de tot. E mai puțin de... Sunt mai puțin de 100 de metri între noi în momentul ăsta. Ceea ce e foarte bine. Au. 50 de metri. Asta se recuperează super ușor. Cu puțin noroc. Acum dacă nu ia pe scurtătură... Da, bună glumă. Putem recupera, dar și așa cred că se poate. Deoarece avem top speed-ul mai mare decât el. Are accelerație, având o mașină foarte ușoară. Adică, nu. No. You son of a bitch. Oficial, urăsc fucking OBS-ul. Ok, am terminat cursa. Am câștigat-o. Am câștigat și mașina lui. Ideea e că eu în timpul cursei, când mă apropiam de final, după ce am refăcut-o, am apăsat pe butonul de pornire filmare și nu merge. Efectiv, și acum l-a apăs și... Mog, acum nu l-a apăs, că cine știe ce face OBS-ul. Însă dacă încerc să-l apăs, nu pornește filmarea. Și apare n-a filmat cum am câștigat cursa. Am vorbit eu puțin despre mașina asta, că nu trebuia să ignor upgrade-ul la handling. Și am câștigat acest minunat Golf, pe care acum o să-l iau să-l testez. Mog, și mi-a mai picat și un upgrade la frâne. Foarte calm. Mog, n-ați pierdut mare chestie, n-a fost niciun cutscene, n-a fost absolut nimic. A fost doar un cutscene pe care vi-l pot arăta. A fost cutscene-ul de la Blacklist 14. Adică acesta. E destul de ok mașina și probabil episodul următor o să-l batem și pe el. Poate o să-mi filmeze și programul până atunci. Și cam asta a fost cu cursa. În rest n-ați pierdut mai mult de un minut sau ceva de genul. Acum vreau să scot mașina asta la un test. Văd că din toate punctele de vedere e un pic mai bună decât a mea. Doar la... Da. Din toate punctele de vedere e mai bună asta. Uitați, handling-ul e la 0, acceleration-ul e mult mai mic, top speed-ul e mult mai mic. Ok, acum o să scoatem pe asta și știu că am un upgrade la frâne pe care îl pot pune. Câștigat tocmai acum. New cars and parts. Ok, am deblocat părți noi. O să văd, asta parcă avea nos? Nu, n-are nos, trebuie să-i punem noi nos. O să-i punem chiar acum nos, deoarece avem și destul de mulți bani. Auto turbina acolo cu un fluieră când schimb treptele, ceea ce e destul de nice. Ok. Hai să vedem upgrade-ul. Backroom, brakes. Zim că e gratis. Da, e gratis. Junkman. Bă, mi-o oferă destul de mult. Add to cart, ok. Ok. I-am pus un upgrade. Și acum la performance și la parts să-i schimb caroseria, nu? Da, ok. Nu vreau să-i schimb caroseria, o să vreau să-i schimb designul, în schimb, deoarece nu-mi place. Fiind un joc destul de vechi, destul de pixelat designul, ceea ce nu prea îmi place. La engine are un upgrade făcut? Da, are upgrade-ul făcut. Transmisie. Da? Upgrade făcut. Suspensie. Bă, la suspensie n-are upgrade-ul făcut, îl facem noi.
No, știu că nu are. Și deja nu mai avem bani de nimic. Aș mai păstra bani ca să... ca să o vopsesc. Deci, suspensia asta cât îmi dă? View card. Suspensie. 2, remove. Cash out, ok. Acum parts. Nu parts. Performance. Mă duc la suspensie și văd cât îmi oferă. Bă, mi oferă mult handling și top speed. Cred că s-ar merita un pic mai mult decât... decât să-i schimb design-ul. Deci chiar asta voi face și o să-i scot doar... doar desenul. Că dacă scot ceva bănuiesc că nu-mi cere bani. Asta-i stocul? Ce Dumnezeule mare. Stripes ceva. Bă, cât de bine arată așa, ești nebun. Și am și bani. Bă, așa arată bine. Cash out, yes. Mamă, ce bine se arată. Mog, nu poate să fie scumpă o revopsire a mașinii. Ia. Paint. Da, ce-ar fi să o facă roz? Astea sunt 500, metalicele sunt 1000. Bă, n-am atâția bani. Dar pe alb arată destul de forță. Sau pe un gri, așa. Potrivit cu jențile. Pe un albastru. Bă, și astea arată bine. Arată destul de bine. Nu în roz, în niciun caz nu în roz. Ideea e că culorile sunt destul de dubioase în jocul ăsta. Bă, cred că pe bleu ăsta o să-l iau, că se potrivește și mi se pare și cu jențile destul de mult. Da, vine destul de blană. Da, îmi place. Ia, asta e mașina noastră, tati. Gat. Cumpăram. Și hai să ieșim nițel cu ea pe stradă, avem și nos, avem și suspensii, avem de toate. Suspensii transmise, pardon. Da, și suspensii, stai. Mamă, s-a dus în 200 deja. Forță, nu știu de cât timp filmez în total. 5 minute cu 5 minute, cum că vreo 5 minute. Hai, cred că am timp să fac și o cursă. Iau un sprint. Cu probabil... A, ok, asta e 100% cu poliția. N-am chef să mă bași cu poliția. Cel puțin acum că încerc să fac o cursă rapidă. Dar asta are 8 km, asta... Și ce o să iau? O să iau sprintul ăsta. Deoarece avem mașină destul de bună și n-ar trebui să fie foarte mult 8 km. Mă, ăștia deja sunt cu Mitsubishi-uri, cu nebuneli. Eu cu golful meu ce să mai zic. Ok, am încercat acolo un perfect launch. N-am mers, dar oricum... oricum sunt mai rapid decât ăștia încă de la început. Probabilitatea să avem poliție pe urme este medie. Deci există șanse și de așa ceva. Însă nu prea mă aștept. Bă, acum dacă mă gândesc un pic ar fi fost mai bine să nu mai fac cursa asta și să încheie episodul. Deoarece un episod mai scurt se randează mai repede, na? Sună logic. Iar eu am școală și s-ar putea să nu apară episodul la ora 2, cum v-am obișnuit în fiecare zi, episodul la ora 2. Însă sper totul să meargă destul de repede renderul. Poate că nu prea cred. Ora 10 plus încă vreo 2 ore renderul. Rămâne de văzut. Hai, dă-i tati. Rupe. Hai. Pe aici în dreapta avem scurtătură, nu e blocat, ok. Destul de trisuț, dar ce să-i faci? Oricum probabil n-aș fi luat-o pe scurtătură, probabil ar fi luat-o ei mai mult. Bă, l-aud pe ăsta, zici că trecea cu Alpina pe lângă mine. Face accident omul? Nu, am făcut noi accident, super. Bă, omul nu știe nici el prea bine să conducă. Moc, e un AI. Și tot cred că conduce un pic mai bine decât mine.
Ideea e că eu nu sunt încălzit, nu sunt la capacitatea maximă. Adică am făcut nebunile alea cu Speed Breaker pe acolo. M-au luat toți. Ultimul loc, bă. Bă, așa rău. Hai, las-o balt. Aș opri filmarea să mai deschid pe la finalul cursii sau nebunii de genul. Dar după nu mai îmi pornește programul, că na. Program bun de filmat el. Mog, probabil tastatura era blocată în joc, în Need for Speed Most Wanted. Și nu puteam folosi... Nu putea să pornească filmarea când am zis eu, însă, na, ce să-i fac? Nu prea-mi pas, atâta timp cât mi-am pierdut footage-ul, conținutul. Ok, așa sunt toți în spatele meu, aici se termină cursa, destul de bine, câștigăm și noi 2000 de bănuți. Continue. Rog, if you need parts, if you need... It's Raj. If you need any parts or think you got enough for a new ride, head over to one of the shops. I told them you're a friend, so they should be cool. They're on your map. Check it out. Îmi zice că pot să-mi iau alte mașini. Dacă vreau. Da, mă, ne știu. Mersi frumos. Cream când am auzit replay acolo, cream că pot să îi răspund. De fapt, replay se referea la faptul că pot să mai pun înregistrarea încă o dată. Ok, fraților, însă cam asta a fost tot pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Și până data viitoare, eu am fost Lulbuk și v-am salutat. Ciao!